Suntem aproape la jumătatea anului și până acum românii care muncesc în această țară au muncit doar să plătească taxe la stat. Abia de azi înainte muncesc pentru ei și pentru familiile lor. Astăzi este ceea ce se numește ziua libertății fiscale. Adică dintr-o 100 de lei brut pe care o câștigă un român, jumătate se duce la stat.